găsit! Abordările practice și de bun simț ne vor ajuta foarte mult în consolidarea relațiilor sentimentale. Avem nevoie să ne simțim iubiți și apreciați, dar și noi, la rândul nostru, trebuie să oferim gesturi de afecțiune. Berbecii au șansa de a-și pune în mișcare niște proiecte și pot primi susținere și ajutor de la cei din jur. O persoană importantă, cu experiență, le poate ieși în cale în acest sens. O zi foarte bună pentru planuri de viitor în cuplu. Taurii se fac remarcați astăzi, pot primi aprecieri din partea superiorilor și au toate șansele să-și atingă un obiectiv profesional. Important este ca nativii să treacă peste niște temeri pe care le au și să se expună cu încredere în ei înșiși. Gemenii se bucură de o zi foarte bună în cuplu și în relațiile profesionale. Ajung ușor la acorduri comune cu ceilalți, își construiesc o viziune solidă de viitor alături de partener și pot pune o piatră de temelie la baza unei relații. Pentru raci, ziua de astăzi vine cu o doză de responsabilitate la locul de muncă care îi ajută să-și termine în timp util sarcinile. Din punct de vedere emoțional, se vor simți mai liniștiți, mai împăcați cu ei înșiși, dar și cu cei din jur. Leii pot profita din plin de ziua de astăzi pentru a-și consolida o poveste de dragoste, pentru a se apropia de parteneri prin gesturi de afecțiune. Este un moment propice să se dedice unor activități în doi care să le reamintească cât de autentică este conexiunea lor. Fecioarele muncesc cu spor, cu plăcere și sunt creative în ceea ce fac. Au încredere în abilitățile lor și sunt foarte responsabile, perseverente și eficiente. Starea emoțională le ajută să nu se piardă în detalii nesemnificative. Balanțele sunt sfătuite astăzi să vorbească, să ceară sfaturi, să intre în discuții cu cei din jur. Pot avea momente de revelații, pot primi sfaturi și pot găsi soluții foarte bune, creative, la problemele cu care se confruntă. Zi bună pentru o discuție lămuritoare în plan sentimental. Scorpionii sunt responsabili în cheltuielile pe care le fac și chiar sunt sfătuiți să-și facă niște calcule pe termen lung. Pot cumpăra ceva folositor pentru casă. Se pot corecta greșeli financiare în cazul în care au fost neîndreptățiți. Săgetătorii își pot exprima sentimentele cu multă maturitate și simț de răspundere. Pot câștiga într-o negociere și pot rezolva favorabil lor niște situații ce țin de acte. Poate primesc niște aprobări. Zi foarte bună pentru decizii înțelepte. Capricornii pot avea parte de un câștig financiar. Nu va fi vorba de ceva major, ci mai degrabă de un câștig subtil, dar valoros, poate prin faptul că li s-a făcut o dreptate. Nativii se bucură de o mare încredere în ei înșiși și atrag ușor atenția asupra lor. Vărsătorii devin vizibili într-un grup, se fac plăcuți de cei din jur și câștigă popularitate, mai ales că mai renunță la rigiditate și sobrietate. Au ocazia să ajute un prieten, un asociat, să se implice într-un proiect și să-l pună pe picioare. Peștii se fac remarcați profesional grație responsabilității de care dau dovadă într-un context sau unei soluții înțelepte cu care vin la momentul potrivit. Se pot elibera de o situație toxică care le afecta starea generală. Atât pentru astăzi, dar ne revedem și mâine!